Eu vedeam lucrurile la Botoșani ca lipsă de organizare în domeniu. Teatru, avea teatru de profesioniști, se sărbătorea, era zilele Eminescu, era o filarmonică deja înființată, era cu niște amatori la început, dar era. Și am zis, artele plastice n-au nimic. Unii mă orientez. Vorbim de anii 60? La Știer, 65. 5. 65 încep cu Ștefănești. Ștefănești, locul de naștere al lui Lucian, și mă duc acolo să fac ceva în sensul sărbătorii lui Eminescu. Am sărbătorit pe Eminescu cu televiziune, era prima dată când veneam în provincie, în zona asta, după care mi-am zis așa, cu cine pot să mă iau de mână și să facem ceva. Și am găsit câțiva băieți de vârsta mea, cu aceleași opțiuni, cu care am început o activitate să ieșim din anonimat. Și am participat la primele expoziții la Suceava, la Bacău. Până la urmă nici ei nu aveau cenacluri, împreună am făcut un cenaclu, după aceea, după ce s-au împărțit pe județe, ne-am despărțit și noi, din motive administrative numai. Însă în rest am colaborat în continuare cu... Am făcut prieteni, ne-am manifestat în diverse ocazii, am avut prilajul să ne cunoaștem, să creștem. Și era un avantaj atunci. Exista o jurizare. Și jurizarea aceea era foarte importantă, că se făcea de către oameni care erau în domeniu. Și nu odată așa te bucurai de faptul că vine Frunzete, care era un critic de artă la vremea aceea de prima mână, și spunea, ăsta e bun, ăsta are cu tare sau cu tare. Sau când te vedeai intrat într-o expoziție la Dale sau undeva la din astea expoziții naționale, și domnule, acolo nu intră oricine, intră după o jurizare, nu mă duceam să mă cunoască, mă cunoșteam după semnătură și după lucrare. Și în felul ăsta am tras, nu totdeauna. Am luat cu mine și am încercat să încurajez mai tinerii, mai încăpăținați, mai uneori deranjați de faptul că nu vor un șef sau... Nu sunt șef. Dacă vrei să partim, vină, facem, dregem. Când mi se părea că nu lucrează ce trebuie, uite și tu ai umblat aici la cutare. În lucrarea ta se simte cutare pictor. Se supăra strașnic. Bineînțeles, după aceea îți dă dreptate, dar mie mi-era... Eu singur mă verificam și când o lucrare... Ziceam, asta seamănă cu Palade sau cu nu știu cine, jos cu dânsa. Desființarea regiunilor și înființarea județelor a creat un moment foarte bun pentru Botoșani, pentru că atunci s-a înființat Școala Populară de Artă. Da, care a fost aportul dumneavoastră? Școala Populară de Artă, de fapt, înainte de a se înființa, era un sistem administrativ. Ea exista, dar ca organism al Sucevei, am înțeles. Da, era regiune. Pe regiune, toate da. Formele astea de organizare erau la nivel regional. Regiunea avea o casă de creație. Casa asta de creație, în cei 3 ani cât am stat eu la Casa de Cultură, am avut de face cu Suceava, cu persoanele care lucrau în cultură, în politică și așa mai departe. La un moment dat, o întâmplare pusă în hazlie, face ca să fac aici, la Casa de Cultură, mi-am făcut un cerc de artă plastică. Am zis, e cerc de teatru, e cerc de cutare, literar, cerc așa, fac și un cerc de artă plastică. Când l-am făcut, dispuneam, Casa de Cultură dispunea de buget.
Ca să înțeleagă cei de astăzi care, nu știu, vorbim de Casa de Cultură care exista în centrul vechi, da, lângă statuie, nu de cea nu, din nu, aceea, cunoscută acolo, astăzi. Acolo s-o desfințat abia. Da. Era unde, lângă Miorița, era o construcție acolo unde a fost prima Casa de Cultură, mm-hmm, cu treaba aceea de la, era un schimb cu 23 august club, în care eu am terminat cu activitatea, intrând în conflict pe tema asta. Ce se întâmpla cu la Suceava era Casa de Creație și în cadrul Casei de Creație, se, ca și acum, mai târziu, erau toate cercurile astea care... la un moment dat, eu aveam un cerc aici, care a creat curiozitatea unora. Venea primul, era Holca, directorul de școală, cu gimnaziu aici, cu muzică, nu știu, și când a venit, a zis, păi, dar eu așa ceva n-am la școală. Eu la școală am o băncuță pe care stau copiii și desenează, nu știu ce. Și ia să vii odată să vezi. Am să mă duc să văd. Și încep să, băi, nu vrei să vii la noi? Am venit de-abia când, adică când am ajuns la concluzie și am luat școala și am introdus mobilier de atelier, scandal cu contabilitatea, cu că nu e prevăzut în buget, că nu știu ce, că nu știu cum, că am transformat laboratorul de fizică, de geografie și chimie în atelier, că am făcut, toate le-am făcut așa de abuz, m-au chemat pe acolo, erau reclamații la primărie, la vremea aceea. I-am explicat, dom'le, noi suntem o școală cu profil artistic. Asta facem. Nu facem nici chimie, nici așa. Am scos, eu m-am dus să le spun lor și profesorul care a rămas să bage mobilierul și să demonteze instalațiile la chimie. I-am lăsat la lucru, că vezi fi gata. Și eu